I guess I could give this message two names. Cred că aș putea numi acest mesaj, i-aș putea da două nume. I could call it the all sufficiency of Christ. L-aș putea numi atot suficiența lui Hristos. Especially in connection with our peace. Mai ales în ce privește pacea noastră. I started to call it paganism in Christianity. Am început prin a zice păgânism în creștinism. I'm not going to talk about pagan celebrations. Și nu o să vorbesc despre sărbători păgâne. You know where I stand on that. Știți poziția mea în privința lor. But there's something I think that's more subtle and that's deadly that is in so-called Christianity from paganism. Însă este ceva mai subtil ce provine din păgânism în creștinism care și este ceva letal. Let me give you an example of what I'm talking about in North American Indian paganism. Haideți să vă dau un exemplu din păgânismul aflat printre indienii nord-americani. I think this springs from the conscience, which is aware that God is angry with a person over sin. Eu cred că lucrul acesta provine din conștiință, conștiință care știe că Dumnezeu este mânios pe om datorită păcatului. You know that we have three lights that God has given us. Dumnezeu ne-a dat trei lumini. There's the light of nature, which tells us something of the wisdom and power of God and a little bit about His character. Există lumina naturii care ne vorbește despre înțelepciunea, puterea lui Dumnezeu și ne vorbește puțin despre caracterul său. And then there's conscience that tells us that there is a higher being. Apoi există conștiința care ne spune că există o ființă superioară. And also makes us know that we have offended Him. Și de asemenea ne face cunoscut faptul că am ofensat această ființă. That conscience has an awareness of enmity and separation from God. Conștiința are o conștiință a vrăjmășii și noastre și a separării noastre de Dumnezeu. American Indians have this awareness and I think probably it's true of native or pagan religions around the world. Indienii din America au această conștiință și cred că la fel au orice familie, orice trib păgân din toată lumea. Now there are two kinds of blessings, but unsaved people are only concerned with the natural blessings generally. Există două feluri de binecuvântări și în general oamenii firești sunt preocupați doar de binecuvântările firești, materiale. There are spiritual blessings and there are natural blessings. Există binecuvântări spirituale și binecuvântări materiale. Spiritual blessings would include such things as forgiveness and justification and righteousness and sanctification and those things that God blesses His children with that are of a spiritual nature. Binecuvântările spirituale includ iertarea păcatelor, justificarea sau starea de a fi socotine prihănit și așa mai departe. Lucruri care binecuvintează spiritual pe cineva. They're not limited to the things that I mentioned, but spiritual blessings are of a spiritual nature. Ele nu sunt limitate la lucrurile menționate de mine, dar aceste binecuvântări sunt spirituale prin natura lor. But the pagan mind wants natural blessings. Mintea păgână dorește binecuvântări naturale. Health, sănătate, comfort, food, confort, hrană, maybe even victory over their enemies, poate biruință împotriva dușmanilor. And so they seek these things with the idea that if they can placate God, if they can make peace with God by giving Him gifts and sacrifices, then they will have these blessings. Ei caută aceste lucruri gândindu-se că dacă pot câștiga favorul lui Dumnezeu, dacă pot să îl îmbuneze, atunci își pot câștiga pentru ei aceste binecuvântări. Indian people in the Yukon Territory would offer food, a certain stone, outcropping of rock or whatever, they'd go put food on it. That was for God. Indienii din teritoriul Yukon ofereau daruri de mâncare pe care le puneau pe o anumită piatră dedicată lui Dumnezeu. They call him the creator. Și îl numesc creatorul. Sometimes they would take tobacco, sometimes commercial tobacco or something that they call Indian tobacco,
and sprinkle it on the lake or on the river or in a fire or whatever, some way to sacrifice it to the Creator, and by this way they thought they would please Him, make peace with Him. Alteori iau tutun, fie comercial, fie ceea ce numesc ei tutun indian, și ori îi dau drumul deasupra lacului, ori îl ard în foc. În orice caz, îl sacrifică în onoarea Creatorului, căutând prin acest fel să îi fie plăcuți. But this idea of making peace with God is not limited to paganism. Ideea de a face pace cu Dumnezeu nu este limitată la păgânism. It's been brought across into what I call Christendom. A fost adusă în ceea ce numesc creștinism, creștinătate. When I use the term Christendom, I'm talking about all those that call themselves or claim to be Christians in some manner or another. Când folosesc cuvântul creștinătate, înțeleg prin asta toți cei care își spun creștini, indiferent de ce fel ar fi. I'll mention by name the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, or they're called Mormons. Biserica lui Hristos a Sfinților Zilelor de pe Urmă, sau mormoni, cum li se mai spune. They have an idea of making peace or of placating God or of atoning for their sins by the shedding of blood. Ei au ideea de a face pace cu Dumnezeu, de a îmbuna pe Dumnezeu, de a face ispășire pentru păcate prin vărsarea de sânge. They believe that there are some sins that a person can commit that will never be forgiven unless he or she has their blood shed. Ei cred că există anumite păcate pe care le poate face cineva care nu vor putea fi nici de cum iertate decât dacă persoana respectivă își varsă propriul sânge. As you know, there are 50 states that make up the United States of America. Știți că Statele Unite ale Americii sunt compuse din 50 de state. I don't know how many of them have the death penalty. Nu știu câte dintre ele au pedeapsa cu moartea. But of those that have the death penalty, only one has the death penalty. A person can choose to be shot with a firearm. Din toate aceste state care au pedeapsa cu moartea, unul singur are opțiunea ca condamnatul să fie împușcat. As you know, the state of Utah was a Mormon territory, and it is the headquarters of the Mormon Church. Statul Utah reprezintă centrul, cartierul general al mormonilor și acolo se găsesc cei mai mulți. And it is there, in that state, that if you're sentenced to die for a crime, you can choose to be shot rather than electrocuted or given a lethal injection. În acel stat poți să alegi, dacă ești condamnat la moarte, să fii împușcat și nu doar să fii pus pe scaunul electric sau să ți se dea o injecție letală. Why is that? De ce? This idea that there's some sins that you must atone for. You must somehow make peace with God by shedding your blood. Datorită ideii că trebuie să plătești tu, să ispășești tu pentru anumite păcate, să faci pace cu Dumnezeu vărsându-ți propriul sânge. But this idea is in Protestantism as well. Ideea asta se găsește și în protestantism. I think of an uncle of mine who died some years ago. Un unchi de-al meu care a murit cu ceva timp în urmă. He had always attended the Methodist Church, and I suppose he was a member. A frecventat mereu biserica metodistă și presupun că era membru acolo. But when he got to be old and his health was broken, and I suppose that everyone sensed that death was not too far away, he made this statement. Însă când a îmbătrânit și s-a îmbolnăvit și toată lumea își dădea seama că nu o mai duce mult, el a făcut această afirmație. He said, I have made my peace with God. M-am împăcat cu Dumnezeu. Now, I don't know what he meant by that. Nu știu exact ce a înțeles el prin asta. But if he meant what he said, he said something that he couldn't do. Însă dacă chiar a vrut să spună lucrul acesta, a făcut o afirmație despre lucru care nu îl putea face. You see, this idea of making peace with God is not possible.
Ideea aceasta de a face pace cu Dumnezeu nu este posibilă. Man can do nothing to make peace with God. Omul nu poate face nimic pentru a-L împăca pe Dumnezeu. That's one side of the coin. Asta este o fațetă a monedei. The other side of the coin is that man doesn't need to do anything to make peace with God. Cealaltă fațetă a monedei este că omul nu trebuie să facă nimic pentru a face pace cu Dumnezeu. There are three words that are closely related, though they don't mean exactly the same thing. Peace, reconciliation, and atonement. Există trei cuvinte care sunt înrudite, deși nu au exact același înțeles, și anume pace, împăcare sau reconciliere și ispășire. These things are already accomplished. Lucrurile acestea sunt deja realizate. This is the work of Christ. Aceasta este lucrarea lui Hristos. And we dare not add to or complete or do something in addition to his work lest we be discrediting him. Deci nu avem voie să facem ceva în plus față de lucrarea sa pentru a nu-l discredita. Now, everybody says they believe in salvation by grace. Toată lumea spune că crede în mântuirea prin har. And yet, there's this idea that I've got to add something to what Christ did, to add something to God's gift in order for it to work. Totuși, mai există ideea că trebuie să adaug eu ceva la darul lui Hristos pentru ca această lucrare să funcționeze. I submit to you this morning that if we think we can make peace with God, vreau să spun dimineața asta că dacă noi credem că putem să facem pace cu Dumnezeu, if we think we can reconcile ourselves to God, dacă credem că putem să fim reconciliați cu Dumnezeu, if we think we can atone for our sins, dacă credem că putem noi să ispășim pentru păcatele noastre, we deny the sufficiency of Christ and the sufficiency of his work. Atunci negăm suficiența lui Hristos și a lucrării sale. Repeatedly in the United States in the news over the last several years, there have been politicians and other public figures, sports figures and so forth, who've been involved in some sort of a scandal. În repetate rânduri, în ultimii ani, se vede la televizor că politicieni sau figuri cunoscute din lumea sportivă sau așa mai departe au fost implicate în scandal. Generally it involved some sexual affair with a person other than the man's wife. De obicei scandalurile implicau o relație extraconjugală. And often those men will say, I want to atone for my sin or my mistake or my whatever they call it. Și deseori am auzit pe cei vinovați spunând, vreau să ispășesc, să fac ispășire pentru vina mea sau pentru greșeala mea. Now maybe they think they can pay for it with regard to their wife whom they've sinned against or their family. Maybe they think they can make it up to them. Poate cred ei că se pot revanșa față de partener, față de soție sau de soț. Be that as it may, when you get to the spiritual side of things, there's nothing you can do to erase your sins. Oricum, atunci când vorbim de partea spirituală, nu poți să faci nimic pentru a-ți șterge păcatele. That's why it's so important to understand that if Christ did not die for all of our sins. De aceea este important să înțelegem că dacă Hristos nu a murit pentru toate păcatele noastre, if he didn't die for all of them, we're in trouble. Atunci avem probleme mari. Now I want us to look at, that's my introduction. Asta e introducerea mea. I want us to look at three scriptures and just make a few remarks, and I hope that God will impress these scriptures upon your minds and your hearts. Vreau să privim spre trei versete și să comentăm puțin fiecare pe fiecare și sper ca Domnul să le imprime în inimile voastre. The first one is in the book of Colossians, chapter 1. Primul se găsește în cartea Coloseni, capitolul 1. We want to read verses 21 and 22. Și vreau să citim versetele 21 și 22.
Și pe voi care odinioară erați străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El va împăca acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți, fără prihană și fără vină. What the English says is that though in the past you were alienated and you were cut off, you were enemies in your mind by wicked works. Deși în trecut, prin fapte rele, ați fost vrăjmași și străini. Now, when we think of the word alien today, I suppose we think of some creature from another planet because of the entertainment world. We have foreigners, not aliens. That's what it means. Okay. În engleză este cuvântul care se folosește astăzi pentru extraterestri. But that's what alien really means in English. We don't have this in Romanian. I'm preaching to English people. We'll go on. In your mind, by all your words. Then it says, yet now hath he reconciled. What is in Romanian? El va împăca acum, va reconcilia. It has to do with making peace. Are de-a face cu, exact cu a face pace. Now, we were the enemies. Noi am fost dușmani. We're not saying that God was the enemy. We were enemies of God. Nu Dumnezeu era dușmanul nostru. Noi eram dușmanii lui Dumnezeu. Now the Bible does say that God is angry with the wicked every day. Biblia spune că Dumnezeu este mâniat pe cel rău în fiecare zi. But Paul here in writing to the saints and faithful brethren in Christ which are at Colossae said that now God has reconciled you who were enemies. Pavel însă, scriind aici sfinților și fraților credincioși din Colose, spune că Dumnezeu prin Hristos va împăca voi care ați fost odată dușmani. And verse 22 tells us how he did it. Și în versetul 22 ne spune cum a realizat aceasta. In the body of his flesh through death. Prin trupul lui de carne, prin moarte, prin moartea lui. And he presents us holy and unblameable and unreprovable in his sight. Și ne prezintă înaintea lui fără pată, fără vină și sfinți. So you see, it's Christ who's made peace. Hristos este cel ce a făcut pace. He's the sacrifice that satisfied the justice of God. El este cel care a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu. Putting food on a rock somewhere for the Creator. Pentru doar a pune ceva mâncare pe o piatră în cinstea Creatorului. Or to sprinkle tobacco as a sacrifice. Sau să arunci niște tutun ca jertfă. Or to try to make a deal with God as a Christian and you'll do this or you won't do that or whatever to try to get in good with God is just paganism. Sau a încerca să te pui bine cu Dumnezeu în diferite feluri, asta este păgânism. And it's not necessary. Și nu este necesar. And it creates a false hope. Și creează o nădejde falsă. Now turn back in your Bibles just a little ways to 2 Corinthians chapter 5. Acum deschideți la 2 Corinteni capitolul 5. We'll read verses 17 through 19. Să citim de la 17 la 19. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. You see, that's the message that we have to share with others, that Christ has made peace between sinners and God. Acesta este mesajul pe care Dumnezeu ni l-a încredințat, și anume că Hristos a făcut pace între păcătoși și Dumnezeu. Verse 18 says that God has reconciled us to himself
by Jesus Christ. Versetul 18, Dumnezeu ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos. It's not reconciliation, making peace, making an atonement. It's not a work of man. It's already done. A împăca, a face reconciliere, a face ispășire, nu este ceva ce omul trebuie să facă, pentru că lucrul acesta deja s-a realizat. So, well, never to think that we need to make peace with God. Să nu credeți niciodată că trebuie să facem noi pace cu Dumnezeu. And then in Romans chapter 5. Și apoi Romani capitolul 5. First of all, verse 1. Întâi de toate, versetul 1. Deci fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Being justified. Fiind socotiți neprihăniți sau justificați. Now, justification is based on the finished work of Christ. Justificarea este bazată pe lucrarea terminată a lui Iisus Hristos. And in our experience, it comes at the point of faith. În experiența noastră o resimțim în momentul credinței. He that believeth is justified. Cel ce crede este justificat sau socotit neprihănit. He's justified from all things. The law couldn't do that. Este socotit neprihănit de toate lucrurile pe care nu a putut fi justificat prin lege. Now read please verses 9, 10 and 11. Acum, să citim versetele 9, 10 și 11. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. You see, this atonement, this reconciliation, no longer being at war with God, this peace has been brought about by the Lord Jesus Christ. Ispășirea, împăcarea odată realizată, noi nu mai suntem în război cu Dumnezeu și atunci prin Domnul Iisus Hristos s-a realizat pacea. Now the rule in the Old Testament was that by two or three, in the mouth of two or three witnesses, every word was to be established. După Vechiul Testament, fiecare cuvânt trebuia să fie bazat pe mărturia doi sau trei martori. And I've given, we could have looked at more, but I've given you three witnesses here. V-am dat deja trei martori. Puteam să ne uităm și la alte versete. Even Isaiah talked about this in chapter 53. He said the chastisement of our peace is upon Him. Chiar și Isaia în capitolul 53 spune pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El. You see, Christ is our peace. Hristos este pacea noastră. He has finished the work. El a sfârșit lucrarea. His work is sufficient. Lucrarea sa este suficientă. So we, two things. We should never fall into the trap personally of thinking there's anything we can do to make peace or to reconcile ourselves to God. Nu trebuie niciodată să ne gândim că noi trebuie să facem ceva pentru a ne împăca cu Dumnezeu. There are many spiritual exercises that are given to us. Ne sunt date multe exerciții spirituale. Repentance and confession of sin, all those things. Pocăință, mărturisirea păcatelor, toate aceste lucruri. But that does not bring about our reconciliation. Dar aceasta nu aduce împăcarea noastră. There's nothing we can do to qualify ourselves to be at peace with God. Nu putem face nimic pentru a întruni condițiile împăcării noastre cu Dumnezeu. In our position we have been reconciled. În poziția noastră noi am fost deja împăcați. Now there is the matter of prayer and casting all our burdens upon the Lord. And the New Testament teaches that that way we experience this peace. Această pace noi experimentăm atunci când venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și aruncăm asupra lui toate poverile noastre. So let us as children of God never think that we're at peace with
God because of anything we have done. Ca și copiii lui Dumnezeu să nu ne gândim niciodată că avem pace cu El datorită a ceva ce noi am făcut. That's the first thing. Asta e primul lucru. Now the second thing is this. Și al doilea lucru este următorul. This is the message that we've been given. Acesta este mesajul care ne-a fost dat. There's a lot of things to preach about. Sunt multe lucruri despre care putem predica. The gospel has many ramifications. Evanghelia are multe ramificații. There are many approaches that you can make into preaching the gospel. Există multe unghiuri din care poți să predici Evanghelia. But when you boil it all down, dar atunci când reduci totul la esență, it is the all-sufficient work of Christ at Calvary. Rămâne lucrarea a tot suficientă a lui Hristos la Calvar. By which the enemies of God were reconciled to Him. Prin care dușmanii lui Dumnezeu, vrăjmașii lui, au fost împăcați cu El. Now that answers this pagan idea that's scattered throughout the world. Acesta este răspunsul la ideea păgână răspândită în toată lumea. And it even exists in some things that are called Christianity. Care există chiar și în anumite zone ale creștinismului. And in essence, that's what it means when we talk about salvation by grace. În esență, asta înțelegem când vorbim de mântuire prin har. He's done. El a făcut-o. He's worked it in us. El a lucrat lucrurile acestea în noi. For us. Pentru noi. And so we rejoice in the fact that we are no longer enemies of God. De aceea ne bucurăm de faptul și în faptul că nu mai suntem vrăjmași ai lui Dumnezeu. He's made us His friends and His children. Ne-a făcut prieteni, ne-a făcut fii. And so let us walk that way. De aceea, să umblăm ca atare. Amen. Amen.